Bună dimineața tuturor! Sper că v-ați luat cafeaua și sunteți sau ceaiul de dimineață și sunteți gata să începem această discuție împreună cu Veronica Sirețeanu. Salut, Veronica! Ce faci? Bună, foarte bine ca sâmbătă dimineață! Sâmbătă dimineață te-am prins și noi ca să putem să ducem această discuție despre ce se întâmplă la nivel de economie, dezvoltare economică. Și sper să fie o discuție destul de interesantă și degajată și vă invităm ca să oferiți întrebări dacă le aveți. Noi le vedem imediat ce ne le transmiteți pe chat și sper să avem cât mai multe întrebări, pentru că vrem ca această sesiune să fie foarte informativă pentru antreprenori, pentru tinerii studenți care au hotărât să fie următorul Instagram, următorul WhatsApp, ca în această criză să-și dezvolte propriile afaceri. Veronica, vreau să întreb, ce se întâmplă cu economia Republicii Moldova în această etapă, în etapa pandemiei și cum ne-a prins? Cum ne-a prins ca și țară, la nivel național, dar o să vorbim și în comparație cu alte țări. Olesia, mulțumesc mult în primul rând pentru invitație. Astăzi, într-adevăr, este o zi de odihnă. Sperăm totuși că subiectul va fi unul de interes pentru cei care urmăresc de obicei foarte activ această activitate pe care o desfășurați voi. Nu sunt macroeconomist, sunt mai mult specialist în taxe, dar perspectiva taxelor întotdeauna cumva a dat o lumină clară și asupra la ceea ce se întâmplă în economie pe ansamblu. Ca și orice criză, aceasta a venit pe neașteptate. Adică normal că noi vedeam ce se întâmplă prin alte state. AmCham, Camera de Comerț Americană, în cadrul cărei activez, în calitate de membri, au mulți membri corporații internaționale. Și atunci, normal că aveam primele semnale că în alte țări unde deja respectivele companii își desfășoară activitatea, se întâmplă lucruri îngrijorătoare din punct de vedere a evoluției economice. Totuși, noi cumva amizam pe aceea că conexiunile, poate așa, n-o să ne conexiunile care nu sunt într-atât de dezvoltate, Moldova fiind o țară în curs de dezvoltare, nu o să ajungă și să se extrapoleze în egală măsură în Republica Moldova, cum, de exemplu, s-au extrapolat la rândul său în țările de unde a pornit COVID-ul cu toate efectele adiacente. Totuși, pornind de la deja situația de urgență care a fost declarată începând cu 17 martie și pornind de la multe, multe alte activități de ordin social, de ordin politic care au avut loc, economia a trebuit să reacționeze. Desigur că au fost extrem de afectați cei care au fost vizați direct în acele dispoziții ale Comisiei Situații Excepționale atunci când tu ai o afacere pe care în mod obligatoriu trebuie să ți-o asistezi sau să ți-o închizi. Este o chestie care este extrem de dureroasă pentru un afacerist, în special dacă afacerist în sens bun a cuvântului, normal, în special atunci când vorbim despre anumite angajamente pe care le are un angajator față de angajații săi. Și cred că aici a fost prima lovitură. Lovitura asupra oamenilor care sunt angajați în cadrul companiilor care au fost direct afectate. De ce? Că mulți din ei au fost trimiși în șomaj tehnic sau în staționare, unii au fost disponibilizați, alții au fost trimiși în concediu forțat, în concediu de muncă acumulat în parcursul anilor, bla bla bla, noi îl numim între noi concediu forțat. Adică persoanele angajate în cadrul industriei Horeca, în cadrul comerțului cu amănuntul, unele ramuri a comerțului angro au fost direct afectate de acest val de COVID care a dat peste noi pe neașteptate în martie. Dar desigur că nu putem spune că doar aceste genuri de activitate au fost cumva afectate. Trebuie să recunoaștem că respectiva criză economică în formare, că nu vorbim încă în mijloci despre o criză economică per se, mai degrabă despre o criză economică care noi o așteptăm că o să, în care am putea să intrăm
în viitorul imediat. Apropiat. Exact. Hai să zic așa, destabilizarea asta economică generată de COVID a afectat absolut. Un fel de impas, un fel de înghețare propriu-zis a economiei, pentru că adesea referința că merge în descreștere sau se face această referință pentru că antreprenorii așa o resimt ei, pentru că ei sunt pierderile se acumulează și ei nu reușesc să facă față anumitor cheltuieli legate de business propriu-zis la etapa aceasta când își desfășoară propriu-zis afacerea, chiar dacă nu poate să o dezvolte activ. Vroiam să te întreb, eu știu că voi ați realizat un sondaj, ați realizat o cercetare pe baza unui sondaj care a fost realizat cu mai multe entități. Dacă poți să ne vorbești, pentru că am și făcut referință, îți spuneam în momentul când te-am rugat să participi în acest interviu, noi am făcut și noi o sesiune de colectare a informației referitor la măsurile luate de diferite entități în țară, nu doar de guvern, pentru a diminua repercursiunile sau efectele negative ale pandemiei asupra economiei. Dacă ai putea să ne spui despre studiul realizat de AMCEAM împreună în perioada de 30 martie 6 aprilie, un pic mai multe detalii, pentru că știu că acolo vă referiți la diferite industrii care au fost mai mult afectate sau efectul per industrie. Da, într-adevăr, în perioada 30 martie 6 aprilie am realizat un studiu. Nu l-am realizat de sine stătător, deoarece am încercat să targetăm cât mai mulți agenți economici. În cadrul AMCEAM avem 136 membri, adevărat mai mult companii internaționale. Totuși avem și o reprezentativitate locală destul de intensă. Dar noi am considerat că am vrea să vedem un număr cât mai mare, cât mai semnificativ de companii. În rezultat au fost chestionate 315 companii. În cadrul exercițiului am avut parte de suportul pro bono sau suportul metodologic pe care ne l-a asigurat PwC, PricewaterhouseCoopers Moldova, și desigur că am putut să facem o diseminare și o colectare așa de eficientă. Nu m-am mulțumit celor cu care am lucrat, Consiliul Economic de pe lângă prim-ministru, Agenția de Investiții, și a fost diseminat de diferite asociații de business specializate, mai mari și mai mici, cum ar fi Asociația Întreprinderilor Mici și Mijlocii, APIU, SMER-ul, AFAM-ul, nu o să mă refer la toate. De fapt, toți s-au solidarizat în acest exercițiu pe care l-am inițiat, pentru ca într-adevăr să avem o materie pe baza căruia să putem formula corect propunerile pe care le adresăm guvernului. De fapt, sarcina noastră a AMCEAM-ului este să intermediem o discuție între business și autorități. Și ca această discuție să fie eficientă, trebuie să ne bazăm nu pe chestii intuitive pe care le avem noi în legătură cu felul cum evoluează economia, dar pe chestii reale. Respectiv, studiul dat ne-a adus o claritate vis-a-vis de modul în care acesta a afectat, sau COVID-ul a afectat nemijlocit activitatea agenților economici. Și după cum vă ziceam, inițial, intuitiv, credeam că mai mult a afectat o categorie, să zicem, business-ul mic și mijlociu, și ăsta mare este cumva mai protejat din cauza buferului financiar pe care îl are. Trebuie să dăm credite business-ului mare, cu tot cu buferul financiar pe care îl are, mulțumită acestor măsuri de precauție care le-au ei de obicei la nivel internațional, ei au putut să asigure nu numai achitarea salariilor sau compensarea salariilor în cazul în care i-au trimis în șomaj tehnic sau în sistare, nu numai salariul angajaților ca să-i mențină cumva pe perioada crizei, dar și-au onorat în practic, fără întârzieri, toate obligațiile față de stat, asigurând un soi de suport și statului ca acesta să poată să intervină pe areile pe care sunt strategice. Dacă este să vorbim despre, nu știu dacă trebuie să vă dau tare multe detalii despre eșantionul supra care am făcut, eu cred că... Eu de cât eu văd că 90% au fost companiile mici și mijlocii, adică peste undeva 90-91%, și asta este important de menționat, pentru că cumva
vă spun așa, cea întotdeauna este asociat cu companiile mici, este mai mult asociat cu companiile mari și atunci ca să evităm interpretarea că MCAM a făcut studiu doar pe companiile mari, e important de menționat că eșantionul a fost compus mai mult din 90 ceva de procente de companiile mici, mijlocii și micro-întreprinderi, chiar după cum o să vedeți analiza, pentru că noi o să punem la dispoziție acest studiu ca cei care sunt interesați să vadă, dar eu aș vrea să menționez că adesea se face greșit impresia că acest studiu este actual, el devine neactual odată ce trece încă o lună, totul se schimbă, efectele sunt pe diverse domenii un pic mai puternice și ceea ce părea sustenabil. Oricum, noi trebuie să vorbim despre el pentru că o să vedem primele efecte și o să te rog să-mi povestești un pic despre industrie. De ce s-a făcut acest studiu? Care au fost obiectivele de bază? Ca apoi să vedem cum răspunde, ce inițiative a venit și guvernul ca să răspunde prin măsurile sale bugetar fiscale la aceste realități, pentru că acum se fac politice în baza de evidențe sau să spunem cum, nu știu, evidence-based measure, măsurile probelor realiste la ceea ce s-a întâmplat, desigur, ele nu întotdeauna reușesc să fie atât de actuale pentru că este un proces mai îndelungat. Și aici iarăși o să te întreb despre chestiile astea, despre formularea unei politici, care este unei măsuri, care este procesul, pentru ca să se înțeleagă cât e de rapid ca să treci prin aceste măsuri și validarea lor. Da. Mulțumesc mult, Olesia, pentru acest disclaimer legat de AmCham și de asocierea pe care este de obicei făcută între AmCham și reprezentativitatea exclusivă a business-ului mare. De fapt, în cadrul membrilor chiar a AmCham-ului avem reprezentanți și a business-ului mijlociu, și a business-ului mic, și local, și internațional. Adică, cumva, fiind una din, chiar eu cred că cea mai mare asociație de business ca și număr de membri, noi avem și o reprezentativitate corespunzătoare. Și chiar și așa, noi am ținut foarte mult acest studiu să fie făcut cross, cum ar fi, cu cât mai multe asociații de profil pentru a fi cât mai reprezentativ. Și credem că într-o măsură sau alta asta ne-a reușit. Plus expertiza pe care am avut-o de la PricewaterhouseCoopers, care cumva au experiență de a mai face astfel de exerciții în alte țări. Asta ne-a ajutat destul de mult să o facem cumva targetată corect. Ca și concluzii generale, 88% din respondenți la momentul studiului au fost afectați într-un total și semnificativ de diminuare cererii și la produsele și serviciile. Deci, principalul factor care a fost cumva punctat de cei care au răspuns la studiu este că s-a diminuat cererea. Natural, lumea cumva special a simțit. Exact. Și asta, diminuarea cererii a avut un impact asupra la 88% din toți care au răspuns. 74% dintre ei au listat ca și efect negativ care este acum la momentul studiului, acum și o să vorbesc aici un pic, să fac o mică abatere și apoi revin înapoi, țineau de restricțiile privind desfășurarea activității. Fac abaterea deoarece noi la moment suntem în plin planificare a unui nou studiu pe care planificăm să-l facem în iunie, după lansarea sau, credem noi, scoaterea unor restricții care mai sunt așa mai mari în ceea ce ține de Horeca. Adică se preconizează că, hai așa, în luna iunie, depinde de evoluția cum o să aibă loc pe partea de situație epidemiologică, ar putea să se mai relaxeze unele restricții care sunt. Și atunci noi ținem neapărat ca în perioada imediat următoare relaxării respective să venim cu un nou studiu prin care să vedem ce s-a schimbat comparativ cu datele pe care le-am colectat în perioada care am menționat-o de la început. Deci aveți perfect dreptate când ziceți că trebuie să fie acest exercițiu făcut periodic și orice modificare poate să influențeze câteodată destul de dramatic rezultatele din cauza modului în care și are efectul.
Dacă este să vorbim despre provocările pe care le anticipează afacerile sau business-ul care a răspuns la cele 315 companii, 64% din respondenți au spus că estimează că în următoarea perioadă va crește și se va resimți semnificativ lipsa materiei prime. Sau avea loc perturbații de la logistic. Normal, hotarele închise, nu doar la dorința autorităților din Republica Moldova, este cumva un transborder attitude. Toată lumea și are hotarele închise și asta afectează în mod destul de impunător pe cei care nu și-au făcut, de exemplu, din timp rezerve. Dar normal, ca să ții un depozit cu rezerve de materie primă, asta tot necesită investiții cumva dedicate. Și după cum am spus, criza a venit pe neașteptate. Asta eu pot să par aici un pic sarcastică când zic că criza a venit pe neașteptate, nu sunt. Adică, de fapt, multă lume nu a perceput mesajele sau semnalele care veneau de peste hotare, că uite ce se întâmplă în alte țări, ca ceva care ar putea să impacteze pe ei nemijlocit ca afacere, în special în business-ul mic și mijlociu. Adică asta... Da. Da, și realitatea este că totuși pentru afacerile mici nu prea își pot stoca foarte multă materie primă din moment ce fluxul financiar sau fluxul de bani este unul mai redus și atunci ei ar fi putut să se împrumute, dar asta implică și anumite riscuri legate, nu doar costuri, dar și riscuri legate pentru că dacă cererea tot s-a diminuat, e probabil să iasă în pierdere, în dependență, desigur, de specificul afacerii. Da. Asta este foarte important, ceea ce ați menționat și ceea ce s-a menționat un pic mai devreme. De asemenea, tot ca o provocare importantă pentru business a fost menționată, de fapt, circa 87% din respondenți au zis așa, că o provocare în perioada imediat următoare ar fi deficitul de capital circulant. Adică nemijlocit, cei cu care lucrează nu o să poată să-și onoreze obligațiile. Asta ar însemna lipsă de mijloace financiare și asta ar însemna provocări în menținerea angajaților în structura organizatorică care a fost până la COVID. În sens că vor fi nevoiți în multe cazuri să-și revadă modul în care își organizează activitatea. Până trecem mai departe, eu țin neapărat să zic că după felul meu personal de a fi, sunt destul de optimistă. Așa, caut eu partea plină a paharului și vreau să vă zic că partea plină a paharului pe care o simt eu ca rezultat a COVID-ului sunt două aspecte foarte importante. Primul aspect important. Eu am impresia că guvernul a început să realizeze impactul pe care îl are business-ul asupra activității per ansamblu a economiei. Deoarece business-ul nu este doar un animal care livrează bani suficienți pentru a întreține cheltuielile. Exact. Este o infrastructură extrem de complicată care necesită și o abordare specială, în dependență de specific, în dependență de câteodată mărime, în dependență de circumstanțe. Asta este, eu cred că, un efect important care cumva COVID-ul l-a adus în lumină. Cel mai important efect, eu cred că structurile guvernamentale au început să înțeleagă că digitizarea serviciilor. Dacă noi vorbim despre acest efect, da. Tu crezi? Crezi că efectul ăsta o să fie și nu doar asupra guvernului aprecierea pentru business, dar și asupra culturii generale a societății, pentru că noi suntem totuși cumva conectați cu asociația sau cu asociațiile și cu afacerile și atunci cumva suntem mai conștienți de valoarea pentru viață, valoarea nu doar economică a afacerilor, pentru societatea noastră. Cum crezi, odată cu aceasta ar putea să schimbi și aprecierea propriu-zis a societății a afacerilor? Eu cred că ar putea. Noi principalul să ieșim cu bine din criza asta, cât mai mulți în stare sănătoasă sau aproape sănătoasă, ca să putem să ne asigurăm că business-ul își continuă activitatea. Dar eu cred că ar putea să aibă un impact asupra perceperii
per se, în general, a modului în care businessul urmează a fi văzut, indiferent de dimensiune. Căci este important pe suportul pentru viață, care foarte mult accentul este prima etapă la tot, pentru toți. Dar suportul pentru viață imediat se rezolvă sau nu se rezolvă, dar ce obțin foarte multă lume este în siguranță cât de cât. Se străduie să păstreze aceste măsuri. Pentru ei viața înseamnă și siguranța financiară. Dar siguranța financiară nu poate să fie fără un salariu. Dar un salariu, dacă vorbim de o economie viabilă și o economie sănătoasă, ține de faptul că avem angajatori, avem creatori de locuri de muncă. Eu mereu vorbesc despre antreprenori ca despre creatori de locuri de muncă, pentru că majoritatea de noi am fost totuși învățați prin educația primită acasă să fim cei care caută locuri de muncă, căutători de locuri de muncă, mai puțin creatori, pentru că așa a fost sistemul și a fost, e nevoie de câteva generații să treacă ca să ne gândim, ca să începem să gândim altfel. Și vroiam să pun un accent important, este respectul și în același timp și anumite măsuri care țin de susținerea antreprenorilor. Al doilea aspect, ai început să spui și am vrut să fac un accent și despre digitizarea propriu-zisă a afacerilor. Te rog să continui. Da, cred că ăsta este preferatul meu. Eu cred că ăsta este ceea ce anume COVID-ul, că dacă vorbim despre impactul sau rolul business-ului, el cumva este revăzut odată la o anumită perioadă de timp, în dependență de anumite efecte care au loc. Dar anume COVID-ul, situația asta epidemiologică extrem de complicată, a dat în bileag câteva momente extrem de importante. Unu, digitizarea la nivel de stat trebuie făcută corect numai decât în relațiile G2B, government to business, numai decât. Asta e prima, foarte importantă. A doua, digitizarea în cadrul întreprinderilor extrem de importante. Că pe de o parte avem întreprinderi, chiar și unele destul de mari, care chiar dacă au anumite protocoale la nivel de grup, coborâte da, la nivel de fiecare branch care există în fiecare țară, în momentul când s-a ajuns în situația că angajații ar trebui să lucreze de acasă, să presteze sau să-și onoreze obligațiile de la distanță, circulația documentelor în cadrul companiei, circulația documentelor între companie, guvern, între companii, între ele, o să vreți, o să ne ajungă timp, o să vorbim un pic despre acea e-factură care este extrem de importantă pentru a asigura această circulație. În general, comerțul electronic care cumva este subreglementat în multe privințe și undeva câteodată prea scump în alte privințe. Asta a cumva, eu cred că nu există deodată s-a pus ca și prioritate și eu cred că și este și efectul ăsta per general că societate, eu mă uit chiar și vorbesc de situația de acasă. Vrei, nu vrei, profesor, mamica mea e profesor de matematică. Vrea, nu vrea, predă și ei foarte strictă, exigentă și vrea, nu vrea, a trecut toate lecțiile pe online. Asta înseamnă că folosești de fiecare dată videoconferență, de fiecare dată folosești instrumentele pe care în timpul ăsta reușit să le absorbă foarte rapid. Și aici vorbesc de faptul că în toată societatea a fost obligată prin circunstanță să folosească instrumente digitale pentru comunicare, pentru realizarea pentru realizarea muncii sale conform poziției sau pentru că o lună poți mai aștepți, dar nu poți sta și să lăși ca procesele să fie întârziate. Totul trebuie să fie la timpul cât de cât potrivit, că și copiii și studenții au voie să se odihnească de tot procesul ăsta. Dacă vorbim de absorbția digitalizării la nivel personal și la nivel de familie, s-a grăbit și tot și mă bucur, chiar mă bucur enorm pentru chestia asta. Eu subsemnez la ceea ce ai spus un pic mai devreme. Mămica mea tot a fost profesoară de matematică, cu toate că a profesat destul de puțin, mai mult a profesat ca contabil.
respectiv, într-adevăr, dar chiar și atunci, vreau să vă zic, în 2012 a avut loc o trecere obligatorie a contabililor, cei care au sunt plătitori de TVA, la raportare electronică. Și eu țin minte primele discuții pe care le aveam cu mămica mea, care îmi zicea: Veronica, eu nu înțeleg, de ce eu trebuie să fac asta? Eu mai simplu mă duc, fac raportul ăsta și îl las undeva la fisc sau gata, nu vreau să merg eu să caut cheie electronică, actualizări, nu știu ce. Exact peste 2 săptămâni, mămica spune: Veronica, asta este așa o plăcere să dai toate rapoartele electronic. Asta este așa o plăcere care mulțumim că până la urmă asta s-a realizat în felul în care s-a realizat. Și haideți să înțelegem și guvernul, care este o mașină mare, un aparat foarte mare și el trebuie să treacă toate procesele astea și să treacă lumea care angajații toți sunt, au foarte mare rezistență față de tot ce este nou, tot ce nu se cunoaște. De ce vorbim că anumite procese derulează atât de mult? Pentru că există această rezistență foarte puternică din partea angajaților și din partea sistemului propriu-zis de organizare a proceselor electronice, de înregistrare, a afacerii, de transmitere a facturilor, de transmitere a plăților, pentru că ne-am obișnuit altfel. E foarte simplu. Absolut de acord. Și nu trebuie să blamăm doar statul în sensul ăsta. Eu vreau să vă zic că și agenții economici, în sensul dat, au, formându-se o cultură corporativă, niște procese pe intern, care nu sunt neapărat digitizate, care cumva implică oameni, atunci când vii cu idee de digitizare, asta sperie, că dacă se digitizează, eu ce fac? Păi te ajut să te recalifici, să devii dintr-un angajat care face muncă tehnică într-unul care face muncă analitică. Dar iată, procesul ăsta de trecere, de conștientizare că eu ce fac, el induce o stare de stres mare, nu doar în cadrul angajaților din cadrul structurilor guvernamentale, dar vă asigur că și în cadrul, în business este exact aceleași riscuri legate de digitizare în sine. Deci eu am făcut mica paranteză asta, deoarece chiar țin să zic că orice ce se întâmplă poate să aibă și efecte pozitive, nu doar efecte negative în ceea ce ține de evoluția sa în timp. Noi mizăm foarte mult, dar nu doar mizăm, în cadrul AMCEAM-ului am luat și o decizie că cumva o să prioritizăm faza legată de digitizare într-o manieră mai specială. O să încercăm să intermediem o discuție cu autoritățile publice între afaceri, într-o manieră în care aceasta cumva să nu-și piardă ritmul care a pornit acum în COVID. Deci noi credem că digitizarea ajută la extrem de multe procese să se întâmple mai bine, mai transparent, mai deschis. Și atunci, în cazul în care asta este așa, business-ul are certitudinea că totul are loc corect. Deja știi, sistemele de securitate de date, de informații se pot implementa în diferite maniere și cred că acum și valoarea lor adusă a experților care țin de securitatea datelor o să fie și mai apreciată. Dacă este să vorbim despre, uite, situația care s-a creat, cât de cât, dacă mai vrei să mai povestești sau să mai spui despre ce, la ce în concluzie au ajuns experții din AmCham și nu doar experții din AmCham, și PricewaterhouseCoopers și restul, la ce concluzie au mai ajuns care sunt importante pentru ca să facem o bază pentru politicile sau măsurile bugetare fiscale care au fost luate de guvern și ca să înțelegem cum este propriu-zis procesul de formulare a unei politici, cam cât el durează, prin ce etape trebuie să treacă ca să ajungă să fie implementat și care sunt mecanismele de implementare. Aici intrăm pe zona mea de confort de plin. Da, aș mai atrage atenție doar la două momente, cred că din studiu. Vă mulțumim mult că ați decis să diseminați acest studiu celor care vor fi interesați de el. El este important din perspectiva înțelegerii realităților și are extrem de multe date dezagregate pe industrie, după cum ați menționat și mai devreme. Și atunci cel care este interesat într-o industrie sau altă poate să vadă cu ce probleme se întâmplă
această industrie. Ceea ce este destul de important și aș vrea să mai punctez aici, ține de estimarea veniturilor pentru anul 2020 a unei companii. Și majoritatea industriilor estimează o diminuare a veniturilor cu peste 35% comparativ cu cel înregistrat în 2019, ceea ce desigur că o să afecteze extrem de mult activitatea nu doar a entităților respective, dar și a statului. Vă dați seama, statul o să ia mai puțin impozite cu respectiva cotă. Și atunci mai multe cheltuieli care cumva erau planificate pentru 2020 nu vor găsi acoperire dacă nu se vor identifica surse externe, mai știu eu, dar oricum sursa principală spre care trebuie să tindă orice guvern sănătos este resursa internă, adică ceea ce poate genera economia, ceea ce generează business-ul. Și atunci diminuarea asta cu 35% un pic este îngrijorătoare și dă semnale că trebuie de luat atitudine în sensul în care business-ul să poată rezista respectivei presiuni. Ca să salvăm și afaceri și putem să contribuim la sustenabilitatea propriu-zis și, nu, da, și angajatorului, care este ca și bază pentru ca angajații să aibă un loc de muncă, să aibă un trai decent. Da, absolut, absolut. Pentru că noi, în mare parte, se favorizează conform codului muncii, se favorizează angajatorul, angajatorul. Nu angajatorul și atunci asta creează stimulente negative ca oamenii să fie angajați pe un termen mai îndelungat, perioadă nedeterminată și atunci e la risc și locurile de muncă care sunt. Aici să fie clar, noi absolut suntem ok că angajatul este protejat în drepturile lui în ceea ce ține de activitate, cred că asta este o înțelegere generală, că trebuie să fie clar. Pe de altă parte, ca să fie clar mesajul care Olesia l-a spus un pic mai devreme, este acela că codul muncii la moment prevede niște restricții destul de draconice pe capacitatea unui angajator să fie flexibil și cumva să se plieze ușor realităților pieței. Că, de exemplu, dacă vrea să facă muncă de la distanță, până acum, asta nu era reglementat în codul muncii. Adică noi 2 luni, inclusiv o parte din noi, cei de la ce am mai lucrat de acasă, noi cumva eram stresați, da, stai un pic, dar cum asta se așează pe legislația muncii în felul în care ar trebui? A fost aprobat în guvern săptămâna trecută, săptămâna asta în guvern și în parlament ieri, un proiect de lege legat de munca la distanță, telemunca, cum e termen utilizat la nivel internațional. Noi, în calitate de AMCEAM, am avut o viziune un pic diferită decât cea care a fost aprobată în final, dar ne bucurăm că cel puțin primii pași în sensul dat au fost făcuți pentru a da o bază legală unui astfel de activități. Acestea fiind spus, eu zic încetișor să trecem pe partea care ține de reglementarea sau măsurile bugetare, pachetul de măsuri bugetare fiscale cu care a venit guvernul, mă opresc. O secundă să-mi zici despre procesul de trecere a unei politici pentru implementare, adică de la formulare, pentru că este nevoie de o înțelegere per audiență, ca să înțeleagă că procesul ăsta nu, de obicei, durează mai mult timp decât acum durează, că acum totul este în ritm foarte accelerat, dar care sunt etapele? Adică ea este formulată de o comisie de expertiză. Te rog să-mi povestești. Da, aici este acest proces, este unul care, prin care trece orice funcționar public și în trecutul meu, nu tare îndepărtat de funcționar public, am avut plăcerea să trec prin acest proces de 10 de ori. Deci, haideți să vedem. În primul rând, dacă vorbim de cei care pot iniția un astfel de proces, în mod normal, el este inițiat la nivel de guvern. Când zic la nivel de guvern, asta nu înseamnă miniștri care stau în cabinetul de miniștri, de obicei este inițiat la nivel de autorități responsabile de elaborarea unei politici sau alta. Acum, ce ar însemna inițiat? De multe ori, inițierea unor modificări sau a unui proces per se necesită niște semne de exclamare care de undeva vin. Fie autoritatea realizează de sine stătător că ceva merge prost și trebuie schimbat,
sau un nou proces trebuie implementat sau se ajustează la ceea ce se întâmplă în economie per ansamblu. De exemplu, au apărut relații de leasing care până acum nu era, înseamnă că ele trebuie reglementate în legislația civilă, după asta trebuie să vedem cum asta se așează pe legislația fiscală. Adică, de obicei, sunt două feluri în care se reacționează. Fie se reacționează la ceea ce vine din extern, fie se creează ceva, ceea ce impactează puternic mediul extern. De obicei merge cam așa, fie în, fie de la cel care elaborează politici. Dar în calitate de semne de exclamare, am început a zice, pot fi în primul rând autosesizarea asta, să zic, a autorităților și doi, sunt semnalele care vin de obicei de la afaceri. Trebuie să recunosc că se întâmplă că unele semnale ajung nu imediat. Târziu. Exact. Ele pot să ajungă în 3 ani, în 5 ani. Sunt experiențe și mai mult în ceea ce ține de semnalarea unor probleme vitale necesare business-ului care nu-și găsesc reflecție în politicile statului. Dar, pe ansamblu, prin intermediul unor așa asociații cum este AmCeam, asta cumva se face o activitate de advocacy mai intensă pentru a se pune accent pe cele mai vitale. Vă rog, ați vrut să intervenim? De asta este important, este și asocierea și vrem să fac o remarcă aici, pentru că adesea antreprenorii, mai ales la, vorbesc din zonele regionale, rurale, nu se asociază în asociații sau în clustere sau în, că, și atunci vocea lor nu este auzită și semnalarea asta poate să vină doar dintr-un grup bine informat care poate semnaleze și are discuții direct cu fie cu asociații care de profil, care face lobare, lobbying pentru anumite elite. Advocacy. Instituția de lobbying nu e bine dezvoltată, dar aici lăsăm pentru altă dată să vorbim despre lobbying și diferența între lobbying și advocacy. Okay. Eu pot să zic doar într-o propoziție. Advocacy este o activitate în care tu vorbești în numele unui grup mai mare de reprezentanții ai business-ului și lobbying-ul este de obicei când tu vorbești pentru o entitate sau pentru un grup extrem de îngust de reprezentanții ai business-ului. Și adesea în afaceri, adică cel puțin la nivel internațional, eu vorbesc acum de Statele Unite, care da, este mai sunt entități care sunt acreditate pentru a face lobbying. La noi, din păcate, cel puțin eu nu știu dacă este privind lobbying-ul și ei este un pic altfel interpretat. Mai național interpretat. Mai acceptat, adică este mai acceptat la nivel de fiecare și servește interesele proprii și atunci este un pic altă cultură din care provine. Deci eu și zic, noi mai mult facem advocacy, noi mai puțin facem lobby, noi mai mult ne specializăm anume în probleme care impactează un grup cât mai mare de agenți economici pentru a vorbi în numele lor. Așa. Așa. Deci mai departe la etapă. Eu o să încerc să nu merg foarte mult în detalii, dar vă asigur că noi am putea face un live aparte pe aceste detalii. O să încerc să sar în așa fel încât să fie clar procesul pe ansamblu. Deci se elaborează setul de propuneri care de obicei trebuie să aibă și o fundamentare, o notă de întemeiere care demonstrează de ce acest set este important și cum asta impactează business-ul, după care acesta este făcut public, spre consultare publică. Aici deja toată lumea care este interesată de subiect poate să intervină, indiferent dacă asta e asociație sau e agent economic sau e persoană fizică, poate să intervină cu propuneri de perfecționare a respectivului mecanism. Mai departe, deja mergem pe partea de... După ce se colectează toate opiniile din partea părților interesate, se formează o sinteză de obiecte și propuneri, deoarece vin și opinii de la alte autorități, de obicei așa e destul de comprehensivă. Întregul pachet, în cazul în care se ține de activitatea economică, trece prin ghiliotină, așa zicem noi, analiza impactului de reglementare, un grup format din specialiști din diferite industrii, din diferite forme de organizare, vorbim și despre reprezentanța statului și a business-ului și a unor entități mai... Adică comisia respectivă are menirea să analizeze cum respectiva normă va impacta business-ul dacă va fi implementată. Și de obicei merge încolo cu cifre grele,
încerci să demonstrezi că va impacta pozitiv sau, în cazul în care se întâmplă, că poate impacta negativ în termen scurt, asta ar putea pe termen mediu sau lung să aducă beneficii business-ului în sine. Adică acolo se discută, să zic așa, impactul pe care îl are respectiva decizie asupra mediului de afaceri. Am vrut după să care se face pilotarea la noi politicilor la nivel de grupuri mai mici, pentru că ca să vadă impactul pe un grup și după asta să fie extins. Depinde. Este o strategie pe care o avem noi de obicei, o aveam la finanțe. Când implementam un mecanism absolut nou, mergeam pe un grup mai mic ca să vedem cum asta funcționează, să-i ungem toate roticelile care nu funcționează bine și după asta să-l lărgim pentru un grup mai mare. Dar eu știu că nu neapărat autoritățile au așa o abordare și inclusiv și la finanțe, nu neapărat că asta se făcea asupra tuturor proiectelor care erau implementate. Deci este o chestie care este foarte binevenită, ea de obicei este foarte salutabilă, doar că nu întotdeauna funcționează exact așa. Plus la toate, eu n-am uitat să vă zic despre un actor important care ar putea să inițieze elaborarea unei politici. Vorbim despre, de exemplu, un deputat care poate să vină cu o idee de modificare, să zicem, aceluiași cod fiscal. Și atunci, de multe ori, tu poți să încerci să convingi că asta ar trebui să fie într-un fel sau altul, deoarece orice inițiativă a unui deputat necesită avizul guvernului, dar doar Parlamentul în ansamblu decide dacă acest aviz a guvernului este sau nu vorbitor în sensul, adică dacă deputatul ăsta a fost mai vocal în apărarea, bine inspirat și foarte bine axat sau focusat pe, da, a atins cordurile corecte, da. A avut abordările corecte. Iar și discuții, cred că, între deputați și convingerea altora ca da, să treacă această politică și să fie să treacă toate procesele și să fie implementată. Da, și aici are și așa că ar putea să nu treacă această analiză a impactului de reglementare o astfel de inițiativă și asta desigur că ulterior ar putea să aibă efecte destul de catastrofale câteodată, nu vreau să dau cazuri, unele destul de recente, vis-a-vis de felul cum urmează să fie implementată o politică sau alta pe partea de business. Ulterior se aprobă în guvern, o hotărâre de guvern, se duce tot setul la Parlament, pe platforma parlamentară, în dependență de importanța documentului, se mai organizează consultări publice, de exemplu, dacă vorbim despre politica fiscală, care este și vamală, care este aprobată cu păreri de rău anual, în mod normal nu ar trebui să fie așa, previzibilitatea în afaceri ar trebui să fie asigurată pe o perioadă mai lungă de timp decât un an calendaristic sau și mai puțin. Da. Respectiv, de obicei, pe platforma parlamentară mai era o rundă de consultări cu mediul de afaceri, pentru ca să se asigure cei care urmează să ia decizii. Vorbim despre comisia de specializare care urmează să formeze un aviz pe proiectul respectiv și deputații care vor să mai participe la asta, să se asigure că într-adevăr comunitatea cumva este solidară sau are ceva de zis vis-a-vis de proiectul dat. După care acesta, în dependență de tipul documentului, trebuie să fie aprobat în 2 sau 3 lecturi, dacă e lege simplă sau lege organică. Asta dacă vorbim despre legi, o hotărâre de guvern s-ar opri la nivelul guvernului. Un act normativ emis de Ministerul Finanțelor s-ar opri după ce consultări publice au loc la nivelul Ministerului de Finanțe. Să fie clar așa cam cum coboară. Ce s-a întâmplat pe perioada COVID-ului? Situație excepțională. Da, asta e ultima fază din explicația mea. Situație excepțională, a Parlamentul, prin decizia care a fost aprobată în numărul 50, dacă nu greșesc, din 16 martie sau 15 martie, ceva așa, a specificat că guvernul sau Comisia de Situații Excepționale va avea dreptul să emită decizii, dispoziții care intrau în vigoare în momentul publicării acestora pe pagina guvernului. Deci să înțelegeți cât de tare s-a simplificat acest proces de aprobare a unor decizii și după mine asta are și efecte bune și efecte proaste. Din efectele bune ar fi aceea că sunt decizii care trebuie luate mai mult decât în mediu, un document de la idee până la realizare poate să dureze, în dependență de cât e de mare documentul, puțin 3 luni. Cel puțin. Adică dacă schimbi un cuvânt, oricum asta poate să dureze 3 luni
curat mergând toată procedura, cel puțin. Politica fiscală durează un an, adică cap-coadă. Tu din ianuarie o pornești. Da, și... pentru următoarea perioadă. Da. Adică e dependență de document. Aici se intrau în vigoare imediat ce erau publicate pe pagină și câteodată, cum în situații de criză, când, de exemplu, se întâmplă ceva și tu trebuie imediat să reacționezi, când a fost situația cu carantină în localitățile din Republica Moldova, tu nu puteai să aștepți 3 luni ca să treci procesul legislativ ca să se întâmple această carantină. Și atunci, da, e ok. Desigur că din perspectiva business-ului câteodată tot e ok. Același mecanism de subvenționare, o să vorbim un pic mai târziu, a angajaților care a fost implementat de, este administrat la moment de Ministerul Finanțelor, mecanismul dat, dacă s-a încercat acesta să treacă toată procedura, a fost o lege care a fost declarată neconstituțională, adică a fost așa o istorie interesantă, lungă în toată această perioadă. Dar ideea este că sunt măsuri, de exemplu, stoparea controlelor efectuate de organele de stat, care trebuie făcută imediat, că, sau suspendarea perioadei de luare a deciziilor vis-a-vis de controlele realizate, dacă vorbim despre partea fiscală. Asta a fost făcut printre decizii, primele decizii care au fost aprobate de către comisie, parcă era a treia, deci numărul 3 era, țin minte, a treia decizie care a fost, dispoziție care a fost aprobată. Era extrem de important asta să se legifereze, în sensul în care lumea era în litigiu. Aveau și litigiile pe care le ai cu fiscul, de obicei nu este vorba despre o sumă neglijabilă, de obicei sunt sume exact importante legate din achitarea impozitelor sau mai știu eu ce acolo, și atunci asta normal că e dureros să stai să aștepți să primești o decizie care tu nu ți-o poți onora, ești în situație de criză, adică se formează un balamuc întreg de circumstanțe. Da. Și atunci în unele cazuri este foarte bine, în alte cazuri, atunci când se iau decizii peste noapte, cum ar fi asistarea activității unor genuri de activitate sau mai știu eu ce, care normal că natural înțelegi că asta este important, trebuie să fie făcut, dar pentru business asta e șoc. Da, și într-același timp nealinierea măsurilor într-un fel, noi sistem activitatea economic, dar într-același timp noi nu spunem sistemului deodată bancar ce să facă, pentru că iarăși este un operator privat, respectiv nu poți foarte mult să te amestici în business-ul lor până la urmă, sau vorbim de aceeași arenda spațiilor. Nu poți, adică ele cumva nu sunt aliniate, nu se reușește alinierea asta atât de rapid încât antreprenorul să fie sigur că va putea onora obligațiuni legate de credite, de vorbim de aceleași arendă, și există decalajul ăsta, creează anumite stres, îl stresează propriu zis pe antreprenor. Aș avea, Olesia, dacă îmi permiți, doar că asta cu arenda spațiilor și cu creditele, cumva, eu sunt destul de sensibil aici și o să explic de ce. Noi de obicei vedem persoanele respective ca rău pe pământ, uite, e perioada de criză, noi trebuie să-i dăm bani pe arendă. De unde o să iau banii ăștia să-i dau pe arendă? Sau uite că e mijlocul epidemiei, dar el vrea de la mine rambursarea creditelor. Nu, dacă curat te uiți așa, anume așa vezi situația. Da, doare, te deranjează. Exact, e de înțeles această abordare. Pe de altă parte, cel care acordă acest spațiu, locatorul, cel care acordă acest spațiu, poate la rândul său tot are niște credite de achitat, niște oameni de plătit, o familie de întreținut. Cel care activează în cadrul respectivei bănci, în momentul în care nu o să poată să încaseze respectivii bani, are și el la rândul său anumite situații legate de angajamente pe care le impune aceeași bancă națională cu lichiditatea pe care trebuie să o deții și alte momente care noi ne gândim de obicei în perspectiva unui singur pas. Eu nu zic că nu trebuie luate anumite măsuri prin care trebuie ajutate afacerile să treacă peste această perioadă, inclusiv în aceste relații, dar să implici statul în relațiile civile, în sensul dat, cred că un piculeț cu toată tendința mea keynesistă de a fi intervenționistă în economie după natura mea, aici eu aș fi un pic mai liberală după felul în care văd lucrurile. Dar eu cred că statul aici ar trebui să intervină prin, dacă vrei să ajuți primul
val, ajută-l și pe al doilea. Adică nu poți ajuți doar primul val și lași al doilea să se prăbușească, că atunci recovering-ul o să fie mult mai greu după ce criza eventual o să dea acolo. E sistemic și atunci prin empatizare se pot dezvolta, dacă vorbim de la agent economic la agent economic, se pot dezvolta niște măsuri în comun acord și același, cred că arendator și arendaș înțelege că acest șoc sistemic îi afectează pe tot și atunci ar trebui să găsească jumătăți de măsură. Exact. Noi spunem acasă, întinzi o mână și mergi spre altă mână întinsă, pentru că împreună se poate de realizat acest, se poate de depășit acest impas propriu zis. De acord. Dacă e totuși, deja am vorbit despre sistem și lumea cât de cât înțelege cum merge procesul de formulare a unei politici până la implementare, nu ne mai oprim la mecanismele de implementare, că fiecare agenție le implementează conform specificului său de activitate, dar asta iarăși este foarte mult de povestit, însă vreau totuși să vorbim acum despre măsurile bugetare fiscale care au fost aprobate în perioada aceasta de pandemie pentru a susține antreprenorul și pentru a ajuta să depășească această criză și dacă poți să ne povestești ar fi foarte bine ca să înțelegem pe diferite industrii, pentru că ele un pic diferă. Dacă vorbim de Horeca, este o situație și domeniul turismului este o situație, dacă vorbim alte industrii sunt diferite. Da, eu o să încerc să fac o sinteză pe cât pot de concisă și explicită a celor măsuri care au fost aprobate și poate să-mi dau și o apreciere a felului în care acestea real ajută sau nu ajută mediul de afaceri. Totodată noi am dezvoltat împreună cu Asociația Obștească FinEDU pe pagina, sunt disponibile pe pagina AMCEAM în compartimentul AMCEAM Explains, o serie de infografice care cumva vor să faciliteze, deci dacă o să vreți să diseminați ulterior și aceste infografice pentru multă lume, ar putea să-i ajute să înțeleagă mai bine ceea ce o să zic eu acum. Asta ar fi așa o sugestie. Deci, dacă vorbim despre măsurile care au fost aprobate, trebuie să vorbim despre, eu aș numi trei seturi de măsuri. Primul set de măsuri ar fi de administrare fiscală, al doilea set de măsuri ar fi de politică fiscală și al treilea ar fi măsuri bugetare. Cele ce țin de administrare fiscală, nemijlocit, ele se referă la amânarea unor angajamente pe care le-ar avea agentul economic, de exemplu, impozitul pe venit pentru primul trimestru al anului 2020 urma a fi achitat nu la data când urma a fi achitat, în martie, dar s-a prelungit achitarea acestuia până în iunie. Pentru businessul mic s-a oferit ocazia ca nu doar impozit pe venit legat de nemijlocit de anul 2020, dar și celălalt aferent anului 2019 pe partea de declarare și de achitare să se facă mai târziu, adică în aprilie, să se prelungească termenul de depunere a declarației și de onorare a obligațiilor cu o lună. În afară de aceasta, tot ca și prelungire, vorbim despre acea facilitate care a fost acordată patentarilor pentru ca aceștia să poată să-și desfășoare activitatea, adică un fel de înghețare perioadei ca să nu mai trebuiască după reluarea stării de urgență să-și cumpere o patentă care pe perioada asta ei n-au utilizat-o. Tot lor li se și restituirea contribuțiilor sociale care au fost achitate la stat, că ei achită o contribuție fixă. Având în vedere că piețele au fost închise, asta este o chestie care cumva ar putea să-i susțină. De fapt, statul pentru patentare a mai prevăzut și un soi de compensație care aceștia ar urma să o primească pentru perioada respectivă. Nu mă opresc prea mult la patentari, deoarece noi aș vrea să vorbim mai mult despre businessul mic și mijlociu. Patentarii fac parte din businessul mic, doar că nu într-o formă organizatorico-juridică pe care noi ne-am cumva deprins să o discutăm. Exact, adică ei fac un soi de activitate de întreprinzător, doar că nu sunt sigură că aș numi o afacere. Asta cred că aș fi absolut de acord cu felul cum dumneavoastră ați descris-o.
printre alte măsuri care au mai fost implementate în perioada respectivă, vorbim de exemplu despre măsurile, mă refer de administrare, despre înghețarea controalelor, ceea ce vă ziceam, că perioada respectivă nu pot fi făcute controale și toate deciziile care sunt analizate sunt contramandate pentru o perioadă mai târzie. În ceea ce ține de politici fiscale, de asemenea s-au luat, după mine, două cele mai importante măsuri. Unul, s-a scăzut cota TVA pentru industria Horeca, vorbim despre scăderea cotei TVA de la 20 la 15%, ceea ce cumva ar trebui să stimuleze nemijlocit respectivă ramura, economie, având în vedere că ei au fost direct stopați. Pe de altă parte, trebuie să menționez că la începutul anului a intrat în vigoare o cotă a taxei locale, că noi parcă înțelegem în mod natural că business-ul ar trebui să treacă acum mai mult pe online, să asigure toate regulile de livrări care sunt și atunci să-și poată continua cumva activitatea, să se mențină pe area sa. Pe de altă parte, Consiliul Municipal aprobă o taxă locală de 10.000 de lei pe an pentru magazinele online. Adică, Consiliul Municipal Chișinău vorbesc. Aici sunt multe momente legate de felul cum urmează a fi aplicată respectiva taxă, asupra cui se aplică, dacă e online, adică online în Chișinău, adică cum, livrat în Chișinău, înregistrat în Chișinău, adică sunt multe detalii care cumva nu sunt descrise clar și business-ul cumva e impacientat atunci când nu este descris clar cum urmează a fi aplicată. Și asta cumva așa a venit în... Exact, nu se urmărește o politică consecventă între autoritățile statului la diferite nivele. Da. Pe de altă parte, o chestie foarte bună, care cred eu a fost făcută pe politica fiscală, a fost permisă deductibilitatea oricărui ajutor care a fost acordat de agentul economic pentru combaterea COVID-ului. Ce ar însemna asta? De exemplu, sunt agenți economici mici care s-au respecializat, vorbim despre industria textilă, și au început a coase măști de protecție. Da, dar nu doar, dacă vorbim, sunt și operatori care tin... Acum o să fac o referință de la, de exemplu, Edujo, care știm că au început să produc chestii, boxe pentru spital, dar nu doar, au făcut mai multe acțiuni. Da. A susține, adică sunt în diferite agenții economici care au participat, cum au crezut ei, de cuviență și din Horeca, știm cei care au oferit spații și nu doar spații. Mâncare. Da, chiar mâncare au oferit mulți pentru medicale. Da. Și respectiv, de la începutul anului nu era clar cum urmează, sau de la începutul situației de criză nu era clar cum urmează respectivele să fie. Normal că oamenii respectivi au făcut asta din bunăvoință, din dorința de a ajuta, exact. Și din dorința de a se menține, deoarece atunci când tu vezi că este o nișă care ar putea să-ți aducă mai mult sau mai puțin, să-ți poți menține oamenii tăi ocupați, achitându-le poate chiar nu salariul de plin, dar o parte din salariu prin activitatea pe care o faci, deja asta e foarte bine. Dar vorbim despre donații acum, nu despre comercializare. Deci cei care au făcut donații își pot până la final de an să-și deducă în totalitate cei ce au donat la spital sau în formă de bani pe conturile Ministerului de Finanțe, de exemplu, cei ce au donat pentru combaterea virusului dat. Aceste două măsuri ar fi principale legate de politici. V-am zis de măsurile administrative, aș trece la măsurile bugetare, deoarece aici avem trei programe de subvenționare. Trei programe prin care statul ajută cetățenii. Nu cetățenii, afacerile, îmi cer scuze. Vorbim despre primul program, cel mai vocal, cel mai primul, de fapt, chiar care a fost propus, subvenționarea locurilor sau subvenționarea angajaților sau impozitelor achitate. În ce constă acesta? Că statul, odată ce tu ai achitat salariul angajaților tăi, acesta îți restituie fie 100% din impozitele care tu le-ai achitat, fie 60% din acest volum, în dependență de dacă tu ai fost listat direct ca și cel afectat de COVID, în sens că, de exemplu, Horeca au fost listați direct ca fiind suspendată activitatea pe perioada stării de urgență. Horeca înseamnă că poate pretinde la 100% de restituire în acest sens. Dar alte ramuri care cumva sunt tangențial afectate, care au fost tangențial afectate, vor putea pretinde doar la 60%. Desigur că aici sunt câteva semne de întrebare. Primul semn de întrebare este ca să poți obții respectiva subvenție, trebuie să poți să achiți salarii.
Dacă nu poți să achiziționezi, dacă nu ai cum, nu ai câștigat bani și nu ai cum, și când vorbim despre situația întreprinderilor mici și mijlocii care sunt la etapa de inițiere și dacă ne axăm pe cei care sunt pe primii 3 ani de activitate, ei sunt foarte provocați de această situație. Da. Asta e ideea. Asta de fapt e principala critică care a sunat vis-a-vis de respectivul sistem. Cu toate că dacă în situația în care totuși agenții economici își mențin activitatea mai bun sau mai puțin și iau înapoi o porție substanțială de lichidități, vorbim despre în jur de 42% din banii care sunt achitați, deoarece cam atâta reprezintă contribuția pe care trebuie să o achiți la stat din salariul pe care tu l-a achiți. Deci, pentru anumite categorii de agenți economici, acesta a fost un stimulent important. Un alt stimulent, tot de natură bugetar-fiscală, ar fi acela de restituirea TVA acumulat. Aici o să încerc să fiu pe cât de explicită, dar dacă sunt printre cei care ne urmăresc persoane care nu cunosc bazele TVA-ului, mă tem că nu o să se prindă ce exact vreau eu să zic, dar eu o să încerc să fiu pe cât se poate de scurtă și explicită aici. Deci okay. Noi avem o situație în care agenții economici, în anumite circunstanțe, pot să-și restituie o parte din bani pe care îi achită la buget. O să fiu așa, o să încerc să zic așa. De exemplu, dacă persoana juridică exportă, atunci ceea ce o parte din banii pe care i-a achitat la momentul când a procurat materia primă din care a produs ceea ce exportă, adică TVA-ul acumulat, așa zis, el poate să-l solicite ca și restituire. Acum, aceste situații în care acești bani pot fi ceruți înapoi sunt foarte puține. Sunt specificate expres, sunt foarte puține. Ce înseamnă asta? În cazul în care, așa cum există în Republica Moldova, există diferite cote la TVA, poate să se întâmple situația în care tu la procurare aplici o cotă mai mare, la vânzare o cotă mai mică și atunci tu plătești, exact, există o sumă de bani care parcă ți aparțin ție, dar parcă nu ți aparțin, deoarece tu nu-i poți legal solicita înapoi să ți se restituie. Iată, și așa o sumă la nivel de buget e în jur de 7 miliarde s-a acumulat în mare parte în agricultură, deoarece acolo există cote foarte diferite la modul cum se operează. Acum este un semn de întrebare extrem de împovărător atât pentru stat cât și pentru agenții economici, că cumva sunt disponibilități financiare care cred ei că ar putea și ar trebui să aibă acces la ele. Pe de altă parte, statul zice, păi stai un pic, baza legală nu îți permite să ai acces la aceste lichidități, respectiv nu ai cum să pretinzi că sunt lichiditățile tale, cumva înghețate pe conturile statului. Și pentru a cumva ajuta agenții economici în perioada asta, dar și a rezolva această problemă istorică, vreau să vă zic că de mult timp există problema asta, s-a mers pe ideea că cei care sunt în așa o situație că ar putea să pretindă, să o poată face pe o perioadă restrânsă, da? Până la finalul anului 2020. După mine, iată, asta este acea pilotare de care ne discutam mai devreme. În genere, mecanismul ăsta cu TVA, cred că mie mi-e cel mai simpatic din toate măsurile care au fost implementate. Nu de ce că TVA-ul cumva e un impozit mai simpatic ca altele, dar deoarece el cumva arată și poate vreau să zic și un efort. E un exercițiu de experiment. Un adevărat, de primirea unor bani. Experimentare și exact. De care este, adică care este structura per industrie și cum se corelează cheltuielile, exact, cu taxările și respectiv cum influențează mecanismul și cotele astea, diferențiere între cote per industrie, per afacere, per... Și relațiile cu statul pe care, de fapt, nemijlocit le avem prin achitarea impozitului. Noi facem câte sesiuni separate pe fiecare impozit. Dacă sincer, ele sunt extrem de... În impozit ca să discutăm. Exact. Eu asta vreau să zic, că ele sunt într-adevăr extrem de așa... diferite particularități, dar... Per ansamblu, acest mecanism este destul de viabil și eu încurajez pe cei agenți economici care și-au format astfel de potențiale rezerve să încerce să le valorifice. Pe de altă parte, ultimul mecanism de subvenționare, vorbim de subvenționarea creditelor sau dobânzilor, așa cum l-a numit statul, respectiv o parte din dobândă pe care o datorez față de bănci,
ar urma a fi compensată într-o anumită proporție de către stat. Acum, de ce doar bănci? Că dacă vorbim despre instituții financiare, în Republica Moldova există în egală măsură bănci și organizații de creditare non-bancară, care, sau microfinanțare, cum noi ne-am deprins să le zicem. Deci există alte categorii care de asemenea ar putea să, sau care agenții economici get used să lucreze și că vrei să mergi să iei un credit la bancă, tu trebuie să treci prin atâtea proceduri și atâtea probe să aduci, că cumva agenții economici au preferat să migreze pe partea asta de microfinanțare, care poate nu era atât de, să zic așa, pretențioasă. Pe de altă parte, nefiind foarte pretențioasă, avea și o și nefiind foarte reglementată în timp, acum deja este situația cu mult mai bună, avea și un range de rate care erau aplicate, cumva, care poate nu toți le înțelegeau. Comisioane care erau spuse și așa mai departe, pentru ca ei să poată să exista într-un fel, adică și au o reputație, nu chiar unele. Eu vreau să vă zic că noi avem mulți membri, practic toți cei care fac parte din OCINE sunt membri noștri, cei mai influenți. Ideea este că eu aveam o atitudine similară sau mai mult sau mai puțin similară cu felul cum o are societatea față de respectivele. Acum ele sunt reglementate. Este o lege prin care reglementează activitatea și reglementează destul de trist. Strict. Cuvintele asemănătoare. Da, reglementează destul de strict, adică foarte apropiat cu felul cum sunt băncile. Și atunci faptul că această subvenționare vine doar pe partea de bănci, fără a fi ținut cont și de acele OCN-uri sau modalități alternative de finanțare utilizate de foarte mulți agenți economici, pentru a-și putea menține acum afacerile mai mult sau mai puțin pe apă. Asta desigur că așa, noi am avut o atitudine destul de critică vis-a-vis de asta, dar eu am înțeles că asta urmează a fi revăzut la nivelul Ministerului de Finanțe, se face acum un exercițiu aparte în care să se revadă acest mecanism și să-l facă mai extensiv și cumva cu posibilități mai multe pentru agenții economici și de ambele părți a tranzacției respective. Acestea ar fi cele mai importante măsuri bugetar-fiscale. Eu nu știu dacă au apărut careva întrebări sau lumea s-a plictisit de moarte de cei ce vorbim. Eu vreau să vină cu întrebări post, pentru că eu nu știu cum tu, dar eu recuperez semnitele dimineața și eu cred că o să vin și oricum o să adresăm întrebări și dacă o să fie nevoie o să mai facem și sesiuni, dacă ai să fie de acord, să-ți mai furăm probabil ceva timp, eu știu că acum e mai dificil pentru tine să-ți furi din timpul tău propriu, că este și familia acasă și ai din partea familiei dependenți foarte mici, pentru că cu vârsta când cresc mai am nevoie și de mama. Eu vorbesc din experiența proprie. Da, e ok că ai mei au 18-20 de ani, așa că e normal să mai nevoie atât de mult de mine comparativ cu nou născut, e un pic diferit. Uite, dacă poți să-mi spui un ultimesaj sau un sfat, poate un apel către antreprenori și care ne privesc, voi aprecia foarte mult și sunt sigur că și ei vor aprecia. Eu am vrut să zic că am făcut distribuția și cu antreprenorii noștri care o să probabil o să privească ulterior sau sunt pe fir acum. Ce vrea să le dorești sau să le urezi sau să îi îndemni? Spre ce vrea să îi îndemni? Așa sună super responsabil acest ultim mesaj, o să încerc să nu-l complic prea mult. De fapt, îndemnul principal în această perioadă ar fi aceea că oricine ar trebui să-și ia o pauză, fie o oră, o zi, cât are nevoie, să reconsidere un pic tot ce se întâmplă. Deci nu este aceeași situație, nu trebuie să sperăm că ajungem exact în aceeași situație care a fost și până la COVID. Totul s-a schimbat atât de tare că trebuie reconsiderate tare multe chestii. Acum, antreprenorii, după natura lor, sunt întreprinzători, în sens că sunt ușor easygoing, da? Ușor găsesc căi de a face multe chestii. Dar sunt și antreprenori foarte conservativi, foarte clasici, care cumva merg pe abordări cu mult mai conservative. Eu cred că o să fie foarte greu la acești antreprenori
să poate să se ajusteze. Deci este important acum cuvântul antreprenor să însemne exact ceea ce înseamnă. Trebuie de întreprins diferite măsuri. Când vorbesc despre optimizări sau măsuri care trebuie să fie întreprins, nu neapărat mă refer la tăieri de personal sau revizuirea proceselor. Trebuie revizuite procesele, unele poate trecute pe online, altele poate automatizate, alte procese poate valorificate în mod diferit. Poate unele activități ar merita de făcut, chiar dacă sunteți concurenți din arii diferite, ar merita de făcut împreună, exact, pentru a avea efect sinergetic mai mare, că experiența a două companii și nu neapărat nimic nu vă obligă să o faceți pe o perioadă lungă de timp, dar pe perioada imediat următoare asta ar putea să ajute. Și atunci voi nu ați pierde din activitatea pe care o faceți sau ați pierde cu riscuri minime respectiva activitate pe care sau efectele din această criză ar impacta cu mult mai puțin activitatea pe care o faceți. Cred că asta ar fi reconsiderarea asta, cred că ar fi o chestie extrem de importantă și a doua foarte importantă, vorbiți. În momentul în care, indiferent unde se află un agent economic, acesta doar se revoltă în sinea sa sau cu soția sau cu colegul de afaceri vis-a-vis de anumite chestii care nu îi plac, în ce, cum sau este cu administrația locală, da, sau cu administrația locală, nu ajută foarte mult decât atunci când participă și organizează toate procesele astea cu un curent ca să poată să schimbi ceva. Exact. Dar dacă vreți să fiți auziți, trebuie să vorbiți. Nu poate să întuiască nici statul, nici eventual asociații sau echipe de interes, să zic așa, de acțiune care sunt și care apără interesele business-ului, nu au de unde să întuiască absolut toate particularitățile. Eu o să vă dau un exemplu pe care l-am avut eu. Fiind funcționar public, vedeam de multe ori perspectivă a felului în care, și eu sunt din funcționarii publici, nu mă tem să zic asta în live, sunt unii din funcționarii publici care nu chiar sunt extrem de, nu eram extrem de clasic, în sens că aveam o abordare foarte sănătoasă față de business. Businessul putea să vină, să vorbească, îi auzeam, îi înțelegeam și încercam să-i ajut la maxim. Deci aveam așa o abordare față de afaceri și chiar și așa, acum îmi dau seama că erau extrem de multe particularități la care eu nu puteam să atrag atenție din cauza lipsei de expertiză pe care o aveam. Păi nu mizați pe aceea că există expertiză peste tot. Dacă voi nu vorbiți, dacă nu aduceți această expertiză, această experiență pe care o aveți voi în desfășurarea propriei afaceri, problemele cu care vă întâmpinați, că problemele din raionul Criuleni pot să fie diferite decât problemele din raionul Cahul, unde exista o istorie mai lungă cu stabilirea taxelor locale mai mari ca în Chișinău. Asta povestea agenții economice. Deci pot să fie extrem de multe și atunci dacă voi nu vorbiți, fie direct cu autoritățile sau cu asociațiile de business sau în așa tipuri de evenimente, atunci nu aveți cum să fiți auziți. Deci vorbiți. Asta e mesajul meu. Regândiți, reconsiderați și vorbiți. Nu uitați că acum schimbă și comportamentele consumatorilor voștri. Asta din partea mea adăugător la ce a spus Veronica. Și Veronica, îți mulțumesc foarte mult pentru timpul tău. Am depășit timpul, dar eu aș purta discuția asta în continuare, într-un alt atmosferă și față în față, dar până când o să putem să facem față în față, contăm că dacă o să avem alte nevoi de clarificări, să găsim o fereastră în timpul tău ca să putem organiza aceste discuții. Cu mare drag, cu mare drag. Până una alta, vă rog să diseminați ceea ce am spus noi, că diseminăm, că sunt sigur că să ajute foarte multă lume să înțeleagă mai bine despre ce am vorbit noi astăzi. Da. Și mulțumesc și o să fii în comentarii la această postare. Neapărat. Mersi mult. Mersi. La revedere.